O familie din Băciu a rămas fără locuință după ce apartamentul în care și-a investit toate economiile a fost vândut la licitație de un executor judecătoresc pentru a recupera o datorie pe care familia nu o recunoaște. Originară din raionul Cantemir, familia Ninei Maidan a cumpărat în 2013 un apartament cu două odăi în Băcioi, o suburbie a capitalei, investind toate economiile acumulate pe parcursul vieții. Casa la 20 ceva de mii de euro, dar l-am luat în stare foarte rău. Noi am mușit și ea că până amuia am schimbat geamurile. Avem căldură, am făcut uteplenii pe afară. În 2015, atunci când fiul lor, Artur, a împlinit 18 ani, soții Maidan au decis să-i doneze acestuia apartamentul. Doi ani mai târziu, Artur Maidan a fost convins de către Alexandru Ixar, un bărbat cu 20 de ani mai mare ca el, pe care îl cunoștea de puțin timp, să devină persoană garant pentru un împrumut de 30.000 de lei pe care Ixar l-a luat de la o organizație de creditare. Băiatul, neștiind de cazurile astea, au crezut că totodată au întrebat, dar pentru și n-a să răspund eu cumva de suma asta de bani. Mi-a lor spunându-le că el dorește să procure mie zinucă la un preț mic și să-l vând cu un preț mai mare și imediat, peste câteva zile, întoarce suma de bani, el n-ar să fie deranjat băietul. S-a dus băietul, a semnat acolo careva documente, nici nu i-a arătat, pur și simplu l-a pus numai și s-a semnat. Dar ce a scris ei acolo, el nici nu a dovedit să citească, să vadă de cazul ăsta. Și el a primit 1.000 de lei, da? Cred că i-a și dat 1.000 de lei, da. El spune că i-a dat 1.000 de lei. Tot pentru 1.000 de lei și promisiunea că nu riscă nimic, Artur Maidan a fost convins să mai ia un credit, tot de 30.000 de lei. De această dată, rolurile s-au inversat. Maidan a luat creditul, iar Ixar a fost persoana garant. Mama tânărului spune că acesta și-a pus semnătura pentru contractarea celor două credite în beneficiul lui Alexandru Ixar, fără a înțelege consecințele. Pentru că banii nu au fost rambursați în termenul prevăzut de contract, organizația de creditare i-a acționat în judecată pe Artur Maidan și pe Alexandru Ixar. Printr-o ordonanță din februarie 2018, judecătoria Iedineț i-a obligat pe cei doi să achite, în mod egal, datoria acumulată. Familia Maidan nu a recunoscut datoria și s-a plâns la poliție, cerând tragerea la răspunderea lui Alexandru Ixar, cel care a beneficiat de ambele credite. Dosarul penal a fost trimis de la o instituție la alta, dar nu are încă o finalitate. Între timp, ordonanța prin care Artur Maidan și Alexandru Ixar erau somați să achite 44.000 de lei a ajuns la executorul judecătoresc George Boțan, care în martie 2018 a aplicat sechestru pe apartamentul familiei Maidan. Pentru că pe numele lui Alexandru Ixar nu au fost găsite proprietăți, datoria urma să fie rambursată doar de către Artur Maidan, iar apartamentul de la Băciu era singurul bun disponibil pentru stingerea datoriei. La data de 11 februarie, domnul Boțan Gheorghe îmi scoate casa la licitații, fără să ne anunți pe noi, absolut nimic noi n-am știut de lucrul acesta. Înainte de a fi scos la licitație, apartamentul familiei Maidan a fost evaluat de către o firmă angajată de executorul George Boțan. Prețul stabilit a fost de aproximativ 10.000 de euro, de două ori mai puțin decât prețul de piață al apartamentului. După două licitații eșuate, la 11 februarie 2019, locuința a fost vândută, din a treia încercare, cu o reducere de 50% lui Gheorghe Rață, fostul cumnat al executorului Boțan, cel care a organizat licitația. Până la 30.000 de euro. De exemplu, eu am făcut fasadă pe de afară, e reconstruită. Adică nu costă 100.000 de lei. Nici într-un caz. Nici într-un caz. Cum a fost evaluată? Cu 5.000 de lei. 5.000 de euro ar vrea fiecare să procuri apartamente, era să procuri toată lumea asta. Dar e imposibil. Cum a fost evaluat apartamentul, știți? Evaluat tot fără noi. Adică noi n-am fost... Dar dumneavoastră în casă nu a fost nimic. Noi n-am știut nimic. Noi am dat la data de 2 februarie, spun, cu suma asta de bani, după aceea nu ne-a deranjat nimeni. Noi am crezut că s-au terminat toate... Documentele consultate de reporteri de gardă arată că apartamentul a fost vândut chiar dacă cu 4 zile înainte familia Maidan a achitat o parte din datorie și și-a arătat disponibilitatea de a o achita integral. La data de
7 februarie 2019 am achitat dumnealor în casă cei ce am și chitanții din asta 15.000 de lei. Din munca noastră banii ăștia s-au achitat. Soțul meu muncește la stroică din greu, e lucru foarte greu și bolnav încă muncește și am strâns banii ăștia și am achitat niște bani care nu noi am luat. Am încercat să dăm noi bani să se liniștească treaba, că eu sunt, de exemplu, bolnavă și nu mai suport atâta de sală. Am achitat noi 15.000 și s-au achitat și XR, eu am chitanții lui XR, că au achitat 16.000 și aproape 17.000 de lei. În total s-au achitat 31 și ceva de mii de lei, adică suma care s-a luat prima sumă e achitată deja. Pe 24 iulie, apartamentul a intrat oficial în posesia lui Gheorghe Rață, după ce acesta și-a înregistrat dreptul de proprietate la cadastru. Astfel, în orice moment, familia Maidan poate fi dată afară din casa pentru care a muncit o viață. Am fost cu câteva săptămâni, o două, trei uneva săptămâni, la domnul Boțan. Și i-am spus că cum mă ta să vinzi apartamentul, eu dau eu bani și 30.000, dar să-mi vinzi apartamentul, să rămân pe drumuri, eu invalid de grupa a doua, plus tot familia, să rămânem pe drumuri, nu se poate. Zic, eu dau suma asta de bani, de-a lui eu refuzat, că a spus că apartamentul deja e vândut. Deci ai refuzat să întoarci dumneavoastră banii? Am vrut să întorc banii care au luat XR-a astea, tot să întorc, eu numai să-mi lase apartamentul. De-a lui eu refuzat, nici nu vreau să ne ascult. M-am dus cu bani, am luat bani, m-am promutat, duc să dau datoria și să ies de-a. Imposibil, văd. Încercările femeii de a discuta cu George Boțan au continuat, însă fără succes. Bună ziua, domn Boțan! Bună! Eu sunt Maidan Nina. Da, doamnă Nina. Și am venit la dumneavoastră aici, la office. Dar cine m-a chemat? Și am vrut, nu m-a chemat nimeni, eu am venit ca să discutăm împreună, fiindcă m-am uitat la fisc dumneavoastră, deja ne-ați vândut casa, nu înțeleg. Eu v-am vorbit deja, nu mai vrem să vorbim cu dumneavoastră, gata. Păi ascultați, vă rog. La toate întrebările v-am răspuns. Dar veniți dumneavoastră aici, vă rog, să ne... Eu nu pot să vin acum că vezi dumneavoastră, eu sunt ocupat, nu sunt în teritoriu. Mâine dimineață. Mâine dimineață? Gata, au pus receptorul, nu știu vrea... Mâine dimineață că el e pe în față de noi. Eu vreau să stau cu dumneavoastră de vorbă, să arătăm careva documente, să ne înțelegem. Scuzați că eu la jurnaliști dumneavoastră să-i asistic la partii toți care sunt în situație, bine? Alte întrebări la ministru? Mai în scurt, nu veniți încoașe. Cancelare deschisă, vă primiți? Contrar afirmațiilor Ninei Maidan, executorul George Boțan ne-a spus la telefon că familia de la Băcioi a fost înștiințată despre riscul de a pierde apartamentul în cazul neachitării datoriei. Eu știu, dar de înseamnă că apartamentele părțenii lor are un risc după fșor. Am încercat să le explic cât e de posibil. Am plecat în să le explic pe oameni buni. Dacă nu o să dăi datorie fșorul dumneavoastră, nu o să închide datoria asta, inevitabil o să trece mai devreme cu mătăjurul urmărirea bunului. Datoria numai de bază, 50.000, numai pe un titlu. Înțelegeți? Eu cu 15.000 nu pot închide datoria și eu procesul de vânzare deja l-am inițiat și am prevenit, eu le-am dat înștiințare și știu că noi deja am început vânzarea. Grăbiți cumva procesul, ființați procesul. Nimic. Deci în rest, deci în replică am găsit plângeri, petiții și așa mai departe. Despre faptul că licitația organizată de el a fost câștigată de fostul său cumnat, George Boțan spune că nu ar reprezenta o problemă. Dar bunul nu s-a furat, el se vinde obiectiv și liber la licitație, dar nu am văzut a doua zi sau a treia zi. Eu am întins cât am putut dosarul, cât mi-a permis legislația. Ulterior deja era inevitabil, ori rață, dacă era să fie altul, ce schimba? Nu schimba nimic. Eu vorbesc de rezultat, nu vorbesc de persoană care face fata licitație. Și acum eu am încercat să vorbesc cu domnul Rață, să spui, ies de problema asta, că deja sunt probleme, se interpretează eronat în momentele astea cu licitația. Și nu știu dacă să mai participă la mine licitație, dar i-am spus să iasă de problemă. E treaba lui cum o face. Trebuie să întâlnești cu dânsii, discută, le dă înapoi. Asta e problema lor, nu e problema mea și nu îmi frică în treaba asta. Из-за долга типа 1600 долларов или 1700 или 1650 отнимать дом, ну это, ребята, это... Выгнать старика за 36 тысяч лей. Вот, это называется европейский курс развития. Курс я делал, явился сам в инкеере. К
că procurorii, dacă o să citească, trebuie să fie rușini că sunt procurori și lucrează acum la CNA. Cazul familiei Maidan este tras la Indigo cu alte cazuri despre care Reporter de Gardă a relatat recent. După aceeași schemă, după evaluări făcute de aceeași companie, Gofma Consulting, și prin licitații organizate de executori judecătorești, Gheorghe Rață, cumnatul lui George Boțan, a cumpărat la prețuri cu mult sub cele de piață și alte imobile. Două dintre ele sunt amplasate chiar în centrul Chișinăului.